A sosit momentul când Alina Laufer ne învață ce bunătăți să mai pregătim familiei noastre. Începe rubrica Rețetă în 5 minute. Bună ziua! Astăzi vom pregăti ouă în mai multe feluri. Este o mâncare potrivită pentru mic dejun, pentru brunch, depinde de dumneavoastră, poate fi servită și la cină alături de o salată și o pâine proaspătă. Vom face ouă cu sos olandez, ouă poșate, vă voi arăta cum putem folosi mici trucuri astfel încât să poșăm ouăle atât în cratiță cât și la cuptor. Și niște ouă foarte frumoase, decorat, așa, în formă de floricică, pe care le vom realiza în ardei gras. Haideți să trecem la treabă, dragii mei. Nu știu dacă știați, dar puteți poșa ouăle chiar la cuptor. Putem adăuga puțină apă în niște tăvi de brioșe. Spargem ouăle direct în tavă și le vom pune la cuptor la o temperatură potrivită și le urmărim ca să rămână la consistența dorită. Ne vom ocupa de următoarea etapă, și anume să facem niște floricele superbe din ardei gras. Le-am pus capacul pentru că îmi doresc să se facă atât din partea de jos cât și din partea de sus, în mod uniform. Albușul a ieșit puțin din ardei, însă le vom curăța. Vom mai poșa ouăle și în crăticioară. Avem nevoie de o cratiță cu apă fierbinte, în care vom adăuga puțin oțet, pentru că vrem ca albușul să se strângă și să nu se împrăștie. Facem așa un vârtej în care o să spargem oul nostru. Următorul pas este să facem sos olandez. Untul poate fi topit, poate fi la temperatura camerei. Primul pas va fi cel de a separa 4 gălbenușuri. Vom adăuga puțină zeamă de lămâie, aproximativ o linguriță. Multă lume pune apă, însă eu simt nevoia de puțină decadență astăzi și atunci voi pune puțin vin alb. Începem să batem până când se omogenizează bine și obținem o spumă albă. Venim cu gălbenușurile și le punem într-o baie de abur, la ben-marie. Trebuie să avem grijă astfel încât bolul pe care îl avem să nu fie în apă, ci să fie deasupra băii de abur. Trebuie doar să bat până când o să văd că nu mai există gălbenuși pe fundul castronului. După care voi începe să adaug untul topit. Atât de puține ingrediente, dar atât de multe arome. Am făcut ouă astăzi în mai multe feluri, poșate la cuptor, poșate în cratiță, ouă ochiuri prăjite în ardei gras, o armonie de arome și culori. Și acum nu ne mai rămâne decât să facem un plating foarte frumos. Punem o felie de pâine prăjită, o felie de șunculiță, un ou și deasupra puțin sos olandez. Este un mic dejun spectaculos, un brunch minunat și atât de simplu de făcut. Aceste ouă poșate în apă sunt moi, sunt cremoase înăuntru, au un gălbenuș perfect, sosul olandez deasupra. Acestea sunt renumitele ouă Benedict. Nu
Nu puteam să-i uităm pe pitici, pe cei mici, astfel încât o să facem un ușor surpriză. Dragii mei, ați observat cum din niște ingrediente simple putem face o masă spectaculoasă. Contează doar să le gătiți cu dragoste și atenție și vor ieși niște preparate minunate. Vă pup și pe data viitoare!